Bună ziua tuturor, sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Gemeni, etalare pentru august 2020. Etalare generală, vedem ce mesaje vin, apoi facem la partea a doua despre relații. În timp ce am mai amestecat cărțile cu animale, vreau să se arate ce? Licuriciu, semn de aer, mintitel și drăgălaș ca voi și balena, semn de apă. Un soi de regele de apă, o persoană de autoritate, o persoană care are un echilibru emoțional, care domină o lume emoțională, dar domină într-un mod pozitiv. Balena reprezintă comunicare la distanță, pe cale telepatică și nu doar telepatică, da? Prin unde, diferite unde. Știm că există pe care nu le auzim noi, dar le putem percepe. Comunicare emoțională și într-un mod nu musai misterios, pe subconștient, și comunicare verbală într-un mod vesel, luminos. Licuriciu strălucește în noapte. Dacă sunteți voi, frumos ar fi să preluați energia acestei balene și să o manifestați în lumea în care sunteți. Dacă sunteți înconjurați de griji, de întuneric, manifestați lumină. Eventual, posibil, unii dintre voi primiți semnale. Semnale transmite și balena și licuriciu. Primiți semnale de la divinitate, de la îngerii voștri, de la o persoană anume, semnale pozitive. Ambele cărți sunt pozitive. Însă la capătul setului de cărți e o situație, semn de aer, dar în acest context păunul reprezintă vanitate, orgoliu, multe gânduri. Poate cineva urmărește o situație. Urmărește o situație. Continuare, un soi de cavaler de foc, dar nu chiar. Zebra e o situație extravagantă ieșită din comun sau un personaj extravagant ieșit din comun care se îmbracă ciudat, care are un fel unic de a se prezenta, iese în evidență zebra și păunul. Dacă există un personaj de genul ăsta, posibil să vă atragă, pentru că voi aveți așa, în casa noua, vărsătorul, atracție către lucruri mai și frumoase, că e balanța casa 5-a, dar și neconvenționale. Aveți atracție către lucrurile astea. Dar mare grijă să nu vă faceți prea multe griji într-o situație emoțională, într-o poveste de dragoste, da? Care necesită răbdare. Necesită răbdare. Poate unii dintre voi, într-adevăr, ori voi, ori ei. Vedeți, întestați. Da, vă faceți griji. Dar să continui ideea că tot fi totuși mesajul pentru cineva. Poate unii dintre voi, nu contează ce aspecte aveți în gemeni, vă simțiți ca mici pe lângă cineva. E un licurici, semn de aer, semn de balena. Este un personaj extravagant care atrage atenția, care iese în evidență, care are atracție la public, dar mare grijă să nu fie și vanitate în acest context. Și unii dintre voi s-ar putea, așa simt, că unii s-ar putea să vă simțiți ca mici în acest context. Și totuși există dragoste. Asta așa au fost niște mesaje scurte. În timp ce am amestecat cărțile, nu a sărit nimic deocamdată. Haideți să vedem din seria animalelor ce ar trebui să vă inspire în această perioadă. Gemenuți. August. Uhu! 2020. Gazela. Semn de foc. Poate aveți a face cu un semn de foc, iar semn de apă. Dar trecând peste asta, am zis că trebuie să vă inspirați. Așteptați, studiați, păstrați-vă pasiunea, soarele ăsta în spate. Stați mai mult la apus și analizați ziua care a trecut, pasiunea, toată situația pe care ați experimentat-o. Analizați cu răbdare. Înainte de a sări, da? În următoarea situație sau în următoarea etapă, stați un pic și analizați. La capătul setului de cărți, ce frumos aveți, steaua de mare, calul și ce frumos, și șarpele de mare, semnul alchimic al apei, al pământului, al eterului. O situație care necesită emoțională, care necesită creativitate, iar cineva stea, cineva iese în evidență, ori voi, ori ei, cineva iese în evidență, dar ideea este că dacă vreți să ieșiți în evidență, ieșiți și voi, dacă aveți în preajmă pe cineva care vă inspiră, am zis mai devreme la mesaje, că dacă nu sunteți voi, ar putea să fie cineva care vă inspiră, pentru că variază, evident. Inspirați-vă din creativitate, exprimați, schimbați lucrurile, ca să înseamnă 5 schimbare, comunicați creativ și posibil pentru unii, iar e o diferență, unul e mai mic, altul e mai mare, unul este steluță, altul este cal, unul este balen, altul e licurici. E posibil să fie și diferență de înălțime, dar nu musai. Nu musai. O diferență în felul în care vă exprimați și experiența de voastră în această direcție. Adică poate unii nu v-ați exprimat de-a lungul vieții într-un anumit fel și acum în preajmă unei persoane învățați să vă exprimați și altfel. Oricum, aveți nevoie de stabilitate, că asta înseamnă calul, de libertate, de o libertate asumată, dar este semn de pământ, nu este o libertate haotică, gen Uranus, este o libertate jupiteriană, există posibil un săgetător în preajma voastră sau cineva cu aspecte jupiteriene, săgetător pești, așa. Ar mai fi că încercați să vedeți lucrurile și dintr-o altă perspectivă, creativă, spun, repet, schimbați-vă, că e 5, schimbați-vă viziunea, este o lună, schimbați-vă viziunea, încercați să percepeți lucrurile intuitiv, eventual în legătură cu viața voastră sexuală, pentru că asta înseamnă chakra a doua, este șarpele de mare. Stați un pic, repet, stați, analizați ce trebuie schimbat, în ce direcție, da? Cum trebuie să lăsați vechiul stil de viață, să zicem, sexual intim, da? Cum trebuie să lucrați cu chakra a doua, creativității, nu doar sexualitate. Și 5, iar înseamnă comunicare. Comunicare, comunică și cățelul meu, care e negru ca acest, da? După ce cineva a stat în umbră, a fost oarecum timid. Dați-mi voie să opresc. Da, există... Pe de o parte și o teamă de exprimare. Și faptul că aveți ceva ascuns, în sensul, o energie pozitivă ascunsă pe care trebuie să o descoperi. Știu, am mai repetat acest mesaj și la alte semne, posibil și la leu, dar așa simt. Am văzut animăluțul ăla, bursucul, care asta înseamnă o energie timidă, ascunsă, pitită, care încă nu se manifestă. Am văzut puterea, trebuie să aveți putere să vă transformați, că asta înseamnă transformare. Da? Să renunțați la un stil, da? Și să încercați un stil de viață, să încercați să vă ridicați deasupra unei situații cu răbdare. Mesaje pentru gemenuți. E o etalare generală, vedem la etalarea a doua relații ce se întâmplă în viața unora dintre... Sunt multe. Autor, timp să decideți, probabil trebuie să scrieți ceva, să stați într-un mediu sănătos, să protejați mediul și lumină și dragoste, dar... Să îmbrățișați dragostea și lumina, dar au fost prea multe. Haideți un mesaj pentru gemeni. Asta, ok. Am zis, îmi place. Exprimați-vă creativ. Pictați, dansați, scrieți poezii. Exprimați-vă pozitiv. Când am zis cântați, am zis cântați, compuneți. Da. O, ce frumos! Nu degeaba am zis. Este un profesor spiritual în preajma voastră. De-aia vă simțiți mici în fața lor. există acest potențial și iar apare animale, care iar mi-aduce aminte de putere, da? Cuplu între un personaj htonic, periculos sau obișnuit cu viață, nu neapărat periculos, poate obișnuit ca animal să se manifeste terestru, pământean, și un personaj spiritual care manifestă compasiune. Iar cuplul acesta, într-o persoană care este mai sus spiritual, mai evoluată, și cealaltă care nu e musai neevoluată, e nedescoperită, e neexplorată, este, da, nedescoperită. E o comoară ascunsă în unii dintre voi. Și aveți un profesor spiritual în preajmă. Sau urmează să întâlniți în această perioadă. Haideți să vedem ce mai e. Dream a little. Visați un pic. Mai ales că am văzut șoricelul, da? Am văzut și licuriciul. Licuriciul transmite lumină, voie bună. Chiar dacă e mic, nu contează că sunteți mici. Chiar dacă nu sunteți atât de experimentați ca altcineva, transmiteți ce ați învățat, că asta e foarte important. Ce ați învățat din experiențele voastre. Cât ați fi de tineri. Ideea este să învățați, să învățăm de fiecare dată. În inima focul iar se produce, am văzut și la Săgetător la jumătatea lunii iulie, se produce o schimbare, o acumulare de energie. Am zis stați, dospiți, analizați, până generați un foc creator. Și visați un pic, ca să știți ce să creați, nu? Ca să știți ce să creați. Ce frumos! Dansul planetelor. Acordați-vă un pic ritmul vieții la ritmul universului. Mesaje pentru gemenuți. Gemenare. Generale. Across the water. 2 și 3. 23, iar 5. Iar 5, am văzut 5 la Steaua de Mare, da? 5 nu sunt lăbuțe, sunt steluțe. O situație emoțională care vă schimbă. Și pentru asta trebuie să călătoriți pe aceste ape. Să treceți apele astea, oceanul ăsta am văzut balena, da? Balena trece prin ocean. Poate e o situație la distanță, da? Ring of time. Inelul timpului. Prin timp. Trebuie să treceți într-un fel prin timp, să vă împrieteniți cu timpul, să vă împrieteniți cu Saturn, că tot a trecut în ultimii ani, 2 ani, da? A trecut prin Săgetător, casa voastră opusă, da? Împrieteniți-vă cu Saturn, cu timpul, dați-vă timp. Chiar dacă sunteți, am zis, unii sunteți mai mititei, dați-vă timp de creștere, dacă sunteți mai mari, dați-le lor timp de creștere și fiți generoși. 2 și 3, 23 poate să vă spună ceva. Across the water, dincolo de acest ocean de emoții. Ce este? Este lumină. Văd foarte mult verde, dragoste, comunicare cu divinitatea. Posibil cineva vă așteaptă. Ce frumoasă carte, da? Posibil cineva vă așteaptă. Sau voi așteptați pe cineva să vină. În acest ocean de emoții. Și la capătul setului de cărți, ce am zis că este 44. Ce frumos! 4, număr maestru. Posibil amândoi pentru unii. Amândoi sunteți în niște situații karmice. Nu obligatoriu să fiți în relații. Poate, karmic poate să fie și relația cu familia sau cu prietenii, da? Sau jobul. Situații karmice. Dar, posibil amândoi sunteți foarte încăpățânați. Dar 4 și cu 4 înseamnă 8, transformare. Vă transformați în această relație ring of time, în acest cerc al timpului. Și zic karmic pentru că sunt cicluri karmice. În acest motiv așteptați ceva la capătul oceanului, ceva să vă scoată din acest cerc în care vă învârtiți, da? Ce aveți? 19, o, ce frumos! Ieșiți din acele situații karmice și ceea ce aștepta să vină de pe alte tărâmuri, măcar emoționale, nu neapărat fizice, se va manifesta pentru că apare coming together. Vă veți întâlni cu această lumină, cu acest personaj de lumină, într-un fel sau altul, acest profesor spiritual. Vă veți întâlni, dar deocamdată trebuie să așteptați și să vă temperați focul interior, pasiunea. Apare și Shakti. Shakti care are un potențial creator imens, da? Este o energie, dacă nu mă înșel, feminină. Roșu și galben. Prima ceacră, a doua ceacră. A doua ceacră a apărut la șarpele de apă. Prima, stabilitate, creativitate, sexualitate. Trebuie să intrați în această uniune a forțelor opuse, da? Spirituale și pământene. Roșu. Prima ceacră, albastru, ultimile, da? Roșu, azi. Ia uite ce frumos. Exact astea, da? Astea două vin împreună. Dar, evident, trebuie să treceți acest ocean de emoții sau aștepta să vină cineva care probabil înoată mai bine în acel ocean decât voi ca și licorici. Iar, foarte frumos, foarte frumos, o persoană care iubește, o persoană delicată, feminină, asemănătoare cu cea care așteaptă. Și pentru că această gazelă ar trebui să vă inspire, posibil voi așteptați. Voi așteptați în dragoste, în dor, pe cineva care vă completează, într-un fel sau altul vă oglindește, da? Și din acest motiv apare și coming together, vă întâlniți împreună, ca să înseamnă, pentru cei care nu știți engleză, da? Seamănă oarecum, da? O persoană elegantă care lucrează frumos cu energiile, delicată și eventual care vă inspiră. Vă inspiră pentru că în spatele acestei energii, ea, cea care îl iubește, cofia, cofiel, variază, este un erou. Personajul acesta este un erou. În cazul în care nu vă reprezintă, am zis că sunt două persoane care se oglindesc într-un fel sau altul, dacă vă dați timp să așteptați această pereche specială. Dacă ieșiți din relațiile karmice, care produc suferință. Asta ca să învățăm, da? Persoana aceasta este un erou. În sensul că și-a înfrânt fricile și a devenit autentic, a învățat să iubească în pofida suferinței și a situațiilor prin care trece și să manifeste creator, creativ, acest foc. Că asta face erou. Și repet, există o întâlnire, se întâmplă o întâlnire în această perioadă, în perioada care vine. Până atunci, across the water, dincolo de ocean de emoții, e această lumină care stă să se manifeste. Mesaje de la îngeri. Ia să vedem. Take a chance on love. Iar e vorba de călătorie, new love, nouă dragoste și fii autentic. De-aia zic, cineva vă inspiră în a rămâne autentici în cazul, sau în a deveni autentici în cazul în care nu știți, n-ați fost. Și ce înseamnă autentic? Să nu trăiești proiecțiile altora. Asta înseamnă autentic. Să nu trăiești viețile impuse de familie, de societate, de X, de Y. Nu zice nimeni să fiți un rebel fără cauză, ba dimpotrivă, cu o cauză. Cauza este varianta voastră cea mai bună. Mesaj de la înger pentru gemenuți. Există această creștere spirituală în această așteptare, dar creșterea se manifestă, trebuie să se manifeste într-un fel creativ. Lăsați-vă ghidați de înger în momentul în care creați. Așteptarea asta nu trebuie să fie. Dacă sunteți separați, of, Doamne, sper să fac etalarea, prezentarea în etalare. Dacă nu sunteți lângă persoana dragă sau uneori trebuie să așteptați întâlnirea cu ei, nu așteptați nici cu ochii lacrimi sau cu următoarea persoană, v-a separat de cineva. Nu mai așteptați atâta persoana care v-a rănit. Nu, așteptați pe cineva care nu vă rănește. Și ca să nu vină persoana, o altă persoană care vă rănește, trebuie să vă vindecați. Da? Și să manifestați creativitate, creștere spirituală. Ia uite. Cineva vă susține sau voi trebuie să susțineți pe cineva? Hai, mesaje de la îngeri. De-aia zic, dacă este, eu așa simt, că pentru unii este o așteptare, dar așteptarea asta trebuie să fie într-un mod creativ. Wow! Primiți cu dragoste și apreciere. Am zis, primiți cu dragoste și apreciere. Orice lucru cât de mic, orice idee, orice inspirație, orice fărâmă de lumină, de gest, de zâmbet, orice. Ia uite, nouă dragoste, o nouă dragoste. Dar pentru asta, dragii mei, trebuie să vă iubiți așa cum sunteți și să vă întoarceți privirea către lumină și să vă concentrați pe dragoste și să vorbiți limbajul dragostei, cum face licuriciu, și să rezolvați, ia uite, să rezolvați aceste probleme karmice. Să analizați oamenii pe care i-ați întâlnit, care v-au făcut să suferiți, să vă uitați în oglindă, să înțelegeți de ce ați suferit în preajma lor. De ce v-au făcut să suferiți? Care sunt fricile voastre? Care sunt aturile? Știți, cele 7 oglinze seniene. Poate eu cândva o să vorbesc despre ele, poate cândva o să căutați sau până atunci căutați voi despre acest concept, dar va trebui și eu să vorbesc despre ele. Deci o nouă dragoste. În primul rând, dragoste față de voi. Că iubește ceea ce ești. În primul rând, dragoste față de voi. Da? Stați un pic și calmați-vă focul, ideile, ca să nu devină toxice, să nu vă crească cornițe, și manifestați creativitate și prin creativitate, încet, încet, veți manifesta și spiritualitate și tot. Deocamdată cam atâta este etalarea generală. Rămâne să vedem la relații ce apare. Pa, pa!